Descoperit că, într-o informație de ieri, că doamna Camelia Mitoșeru, o artistă și o femeie cu un suflet absolut extraordinar, ca o mamă pentru foarte mulți, un om foarte lucid și foarte bun, Mihai e fratele nostru de 20 și ceva de ani și l-a crescut bine pe Mihai, a ajuns din nou la spital, Mihai... a descoperit-o acasă pe mama lui, nu mai comunica, să fi fost accident vascular cerebral. Fosta soție a maestrului Nae Lăzărescu se află alături de noi. Este o bună prietenă, Elena Lăzărescu, cu doamna Mitoșeru. Aflați așa din informații din prima mână de la spital. Să rămână doamna Lăzărescu. Da, bună ziua, bună ziua. Ce pot să vă spun? Am vorbit cu Camelia, stați puțin că încă sunt bulversată. Când a fost ziua lui Mihai, am vorbit cu Camelia de la ora 18, aproape 19, și mi-a spus că a vorbit cu Mihai, că e bine, că l-am întrebat de când își face ziua, și după aceea... am încheiat cum încheiem noi, ne-am pupat, cum ne procedăm noi când vorbim în fiecare zi. Cam mai apoi să-mi spună Dana Popa că a văzut pe un site că, ca și cum Camelia Mitoșeru ar fi avut un atac vascular cerebral. L-am sunat imediat pe Mihai și mi-a confirmat. Mihai, dacă la ora 18 a vorbit cu ea, după ce am vorbit eu, era lucidă. La ora 20, când a sunat Mihai încă o dată, a văzut că nu-i mai răspunde Camelia. Alarmat, s-a dus la ea, că știm că Mihai e un copil nemaipomenit. Da. S-a dus așa la ea și a găsit-o, da, și a găsit-o stând în fund, neputând să comunice, nu putea deloc să vorbească. A chemat, iertați-mă că vorbesc precipitat, a chemat salvarea, a internat-o și a avut într-adevăr un atac vascular cerebral. În câteva ore a început să vorbească cât de cât. A rămas în spital. Azi de dimineață, la ora 9, am vorbit cu Mihai. Mi-a spus că este mai bine Camelia, că vorbește și că rămâne în spital până vineri. Îi doresc multă... Eu m-am apropiat foarte mult de Camelia. Pot să spun? Aveți puțin timp? Vă rog. Da, eu m-am apropiat, eu pe Camelia o cunosc din 1984, când soțul ei mi l-a prezentat pe Nae Lăzărescu. Am fost nedespărțite câtva timp, după aceea soarta și viața ne-a despărțit și ne-am apropiat din nou când, după moartea lui Mitoșeru, când am ajutat la pregătirile pentru parastase, pentru pomană. După aceea am rămas în legătură, ne vorbeam, ne pupam, ne... prin telefon. Ea m-a ajutat foarte mult. E un suflet nemaipomenit. Eu îmi trăiesc foarte modest într-o pensie foarte mică. Ea mi-a dat de îmbrăcat, mi-a dat încălțări. Și mai mult am apropiat și când a fost ea operată pe creier. Atunci am stat cu ea 3 săptămâni, nu ca să o îngrijesc, ca să o ajut să o îngrijesc. I-am ținut de urât, pentru că ea este o femeie nemaipomenită. După 3 zile după ce m-am dus eu acolo, ea s-a dat jos din pat, a început să gătească și eu pur și simplu stăteam ca la o casă de oaspeți, ca la o pensiune. Da. Îmi cer încă o dată scuze, vorbesc tare precipitat. Camelia mi-e dragă. Doamna Lăzărescu, vă mulțumim. N-ați vorbit precipitat, ați vorbit ca un adevărat corespondent de presă. Vă mulțumesc foarte mult pentru toate informațiile în exclusivitate pe care ni le-ați oferit. Multă sănătate din partea noastră a redacției, dar și a familiei mele pentru doamna Mitoșeru. Doamna Mitoșeru merită să trăiască 1000 de ani pentru ce mulțumesc. Suflet grozav are. Vă repet, ea vineri va fi externată. Perfect. Perfect, vă mulțumim, doamna Lăzărescu, și dumneavoastră să fiți sănătoasă și o să ne mai auzim cu siguranță în cadrul emisiunilor noastre. Doamne ajută! Eu mai bine, vă urmăresc emisiunile, sunt o fană a emisiunilor. Mulțumim foarte mult! Doamna Elena Lăzărescu alături de noi, soția, fosta soția regretatului Nae Lăzărescu. Înainte să am un...